când te mai vedem la o emisiune de asta nebunească sau i-ai zis gata, stai acasă? Am fost plecat, da. Adică să mai plec atât de mult în curând, nu prea cred. Și sau că am terminat provocările, poate mai vin alte provocări, exceptând ce e acum, că la asta nu m-aș băga nici eu. Deci la asta poate să vină, să vă două emisiuni la care nu m-aș băga orice s-ar întâmpla. La Sunt Celebru nu pot, pentru că nu e de mine. Atâta timp cât iese de mâncat, eu nu mănânc. Fac foamea, o săptămână, două, trei, n-am nicio problemă. Dar să mă pui să mănânc, nu. Mamă, dar ce gătești acasă dacă e așa pretențios? Avem o bucătărie mixtă, acum mai nou, avem și spaniola băgată printre moldovenească, rusească, românească, avem niște mixuri și e bine acasă, adică nu... Mâncarea noastră e bună, de ce să mănânci toate... De ce aș încerca să mănânc gândaș, păienjeni și alte mizerii? Și care e a doua emisiune? Că ai zis că-s două. Ferma. A, la fermă. Nu, acolo e cu ceartă mare și eu care sunt un tip coleric, indiferent cât de matur am devenit, nu, acolo iese cu bătaie și nu vreau să i arăt lui Alesia că așa arată bătaia la televizor. Luată. Tu pe ridică vocea, fuge, zici gata, te las aici, te calmezi. Adică e mult, sunt câteva emisiuni la care nu m-aș băga că nu e genul, adică n-am nimic de învățat de acolo. Am înțeles și uite, mai am o întrebare la tine, întrebarea copilăriei vieții mele, când mai faci ceva cu simplu? Că nu mai pot. Da, e o întrebare pe care și eu mi-o pun chiar în oglindă și n-am răspuns. Pentru că, știi cum e, simplu e o trupă de dansatori. Ce să mai facem? Că am mai vrea să mai dansăm. Dar acum recunosc, eu recunosc de fiecare dată că dansez bine în funcție de cât beau. Și acum n-aș vrea să și beau, să mă mai și filmeze cineva, să-l numim videoclip într-o piesă simplu. Și atunci aici e contrastul foarte mare, că o piesă, două, trei, un album putem face. Am și povestit cu Smiley despre subiectul ăsta. Dar ce facem cu să venim pe scenă și să dansăm ca o dinioară? Pentru că imaginea lui simplu aia a fost. Să venim așa acum, să așezăm la microfoane și doar să cântăm, nu mai e simplu ăla. Și atunci de ce să nu lăsăm oamenii să rămână cu impresia aia? Știi, adică e greu pentru noi, că aș mai vrea, îmi doresc din suflet. Adică și eu și Smiley câteodată, când mai intrăm noi într-o nostalgie de asta, am vrea. Dar nu mai avem vibe-ul ăla. Și atunci lasă oamenii, știi, lasă-i să rămână cu imaginea aia. Că e bine așa.